Doamne, ați văzut mizeria aia cu liberalul care dădea telefoane să cumpere voturi? E totul pe față. Auzindu-l, mă gândeam, 100%, ce 100? 200% ar fi fost arestat dacă era de la PSD. Da? E, nu, nu doar că n-a fost arestat, dar nici măcar n-a fost chemat la DNA. Știți cazul, nu? Foarte pe scurt. Un parlamentar PNL promite posturi, funcții, face deci trafic de influență unui parlamentar AUR ca acesta să lipsească de la moțiune. Zic, cum o negociem? Există vreo șansă să negociem? Bă, eu zic că nu. Bun, dar ce ar trebui făcut ca să putem negocia? Ia să spun. Eu direct. Promovăm pe oameni. Unde vrei tu, nu spui. Nu știe nimeni. Îi facem membri pe ele de formă. Mm. Înțelegi? Îi spui unde? Instituțiile concentrate. E, haideți să vă spun eu că am lucrat 20 de ani în presă locală. Tati! Asta fac ăștia de 30 de ani, toți! Cosmin Șandru, deputat PNL, îi propune deci funcții deputatului AUR Ciprian Stoica. Și cum zice, promovăm niște oameni, îi facem membrii PNL de formă, în deconcentrate, vedem noi. E, Cosmin Șandru nu iese o clipă în aceste 3 zile să nege că acolo ar fi vocea lui. Iese dezorientată de Alina Gorghiu să spună că nu e, domne, vocea lui. Eu cred că un om care știa că nu e vocea lui acolo, ieșea imediat, făcea un imens scandal, nu? Da, să lăsăm vocea. Da, să vedem talentul. Talentul DNA-ului. Unde-i, mă, DNA-ul? Eu anchetă sper în curs, am depus deja solicitarea la DNA. E, lucrurile pentru public sunt foarte simple. Tentativă de mituire, trafic de influență. Unde e DNA-ul? De ce băiatul ăla, dita mai parlamentarul țării, nu e săltat și audiat? Cum se poate așa ceva? Chiar nu e nimeni scandalizat de treaba asta? De bune, de ce naiba mai vorbim despre stat de drept? Ha, neneaferul Cotrocelu tocmai a fost premiat afară, da, i-au prins ăia alt fier de gât, că e campion la stat de drept, da. Înainte cu 2 ore să fiu sunat de colegul de la Timiș, un fost coleg de meu m-a sunat și m-a rugat să mă întâlnesc cu domnul Rareș Bogdan. Are cunoștință de așa ceva? Nu, nu. A, mai mișto! Domnul Rareșelu și-a băgat și el batistuța puțin. A zis că nu știe de treaba asta. Doamne, ferește că el... Păi el e cunoscut, bă, de atâția oameni încât, na, mai apar și astfel de confuzii, de... Da, e vedetă, știți, că el e VIP, mă, el e așa, e Brad Pitt plus Leo DiCaprio plus cățelușa aia, Lassie, la un loc. Dacă vă mai amintiți, Rareș Bogdan nu știa când Gabriel Oprea suna de pe telefonul lui la șeful TVR ca să scoată niște chestii de acolo. Sau când îi avertiza pe unul și pe altul că vine potera peste ei. Deci unde ar fi, mă, procurorii țării? A? S-or fi ascuns de COVID-ul ăsta? Sau de robot și de... Eu am mai lucrat pentru ei și înainte, dar așa, pe ascuns, să nu-mi fac bube în cap.